Bună ziua, dragi elevi! Astăzi vom vorbi despre funcții și despre graficul unei funcții. Înainte de a trece la noțiunile teoretice, aș vrea să vă spun că, în viața de zi cu zi, în matematică, în fizică, în chimie, în economie, faptul că o mărime depinde de una sau de mai multe mărimi variabile, Independente se exprimă printr-o formulă de calcul, adică, cu alte cuvinte, se poate stabili o dependență funcțională între mărimile respective. De exemplu, În următorul tabel aveți pe prima linie timpul exprimat în secunde, o secundă, două secunde, 3 secunde, 4 secunde, 5 secunde, 6 secunde, 7 secunde și pe a doua linie înălțimea la care se află o pasăre, să spunem. În fiecare dintre secundele de pe prima linie, adică în prima secundă, pasărea se află la 2 metri înălțime. În a doua secundă, pasărea se află la 3 metri înălțime. În a treia secundă, pasărea se află la 1 metru înălțime. În a patra secundă, cronometrată de noi, pasărea se va afla la 3 metri înălțime. Și așa mai departe. Astfel, am spus că am stabilit o dependență funcțională între secunda pe care eu o cronometrez și înălțimea la care se află pasărea. Bun. Tot o dependență funcțională poate fi reprezentată în graficul următor. De exemplu, punctul A. Punctul A, dacă îl proiectăm pe axa OX și pe axa OY, va avea coordonatele 3 și 2. Dar înainte de aceasta, haideți să spunem un pic cine este X o Y. X Y este reperul cartezian, reperul de axe ortogonale, adică axe perpendiculare. O X se numește abscisă, iar O Y se numește ordonată. O este originea și are coordonatele 0 0. Originea sistemului. Bun, ce am reprezentat eu în acest sistem sub formă de grafic? Am reprezentat de exemplu poziția unui automobil, da? La diverse momente de timp. De exemplu, o X, să spunem, că este, uh, reprezintă kilometri, da? kilometri pe care i-a parcurs mobilul respectiv, iar o Y reprezintă minutul, să spunem, da? timpul. Deci, a parcurs automobilul A, a parcurs 3 km în 2 minute. Automobilul B a parcurs 2 km în 4 minute. Automobilul C a parcurs 4 km în 6 minute. Automobilul F a parcurs minus 2 Kilometri în două minute. Ce înseamnă acest minus 2 dacă vorbim despre un automobil? Că se întoarce înapoi de unde a fost. De exemplu, un tir cu marfă, da? Se întoarce înapoi în depozit, adică recuperează din distanța parcursă. Și așa mai departe punctele D, E și G. Și astfel am reprezentat o dependență funcțională sub formă de grafic. O altă dependență funcțională este reprezentată cu ajutorul diagramelor din imagine. Și anume, să spunem că mulțimea A reprezentată în primul balon reprezintă, uh, nu știu, numerele, niște numere întregi alese aleator. Iar mulțimea B reprezintă câți copii au extras biletul pe care scrie numărul respectiv. De exemplu, numărul 6 este extras de un singur copil. Numărul 2 este extras de 7 copii. Numărul 3 este extras de 9 copii. Numărul minus 3 este extras de 3 copii. Numerele minus 4 și 0 sunt extrase minus 4 de 7 copii, la fel ca și 2, iar 0 este extras de 5 copii. Și astfel am, am reprezentat, sub formă de diagramă, o dependență funcțională în care niște numere scrise pe bilețele au fost extrase de un anumit număr de copii. Asta înseamnă funcție. Și acum urmează definiția, da? O funcție F spunem că este definită pe A cu valori în B, adică. Ce facem, de fapt? Stabilim un procedeu prin care fiecărui element din mulțimea A nevidă, facem să îi corespunde un element B, un element Y, pardon, din mulțimea B, de asemenea, mulțimea B fiind nevidă. A mare se numește domeniu de definiție, B mare se, se numește codomeniu, iar F. Este legea de corespondență. În concluzie, orice funcție este de fapt un triplet. De ce triplet? Pentru că ea este definită cu ajutorul celor trei elemente: domeniu de definiție, codomeniu și lege de corespondență. Mai departe, Vom defini graficul unei funcții. Graficul unei funcții reprezintă mulțimea tuturor acelor puncte în care, puncte de coordonate x și y, în care x face parte din domeniul de definiție, iar y este egal cu f de x. Mulțimea tuturor y-ilor obținuți reprezintă imaginea funcției notată cu imf și definită mai sus sub forma acestei mulțimi. Da? Mulțimea tuturor Y-ilor am spus, adică toți Y din B care au un corespondent în A, un corespondent X. Acestea ar fi noțiunile teoretice legate de funcție și graficul ei. În continuare... Vom face un exemplu în care vom reprezenta grafic următoarea funcție definită pe minus 2013, deci minus 013 reprezintă valorile din domeniu și 0124 reprezintă valorile din codomeniu. Legea de corespondență este dată prin acest tabel. Cum interpretăm acest tabel? Păi îl interpretăm astfel. F de minus 2 este 1 f de 0 este 2, f de 1 este 4 și f de 3 este 0. Din prima relație rezultă punctul A de coordonate minus 2 și 1. Minus 2 este abscisa, 1 este ordonata. Din a doua relație, B de coordonate 0 și 2. Din a treia, C de coordonate 1 și 4. Și din f de 3 egal cu 0 rezultă punctul de coordonate 3 și 0. Aceste patru puncte vor reprezenta graficul funcției. Punctele le vom reprezenta, bineînțeles, în sistemul de axe x, o, y. Punctul A. Abscisa este minus 2, ordonata este 1. Deci punctul A se va afla aici da? A de coordonate minus 2 și 1. B de coordonate 0 și 2. Abscisa este 0, ordonata este 2. Deci punctul B va fi pe o Y. Punctul C. Punctul C are coordonate 1 și 4. Deci, abscisa este 1, ordonata este 4. Aici va fi punctul C. Iar punctul D are abscisa egală cu 3 și ordonata cu 0, deci aici va fi punctul D. Am realizat astfel graficul funcției F din acest exemplu. Vă mulțumesc pentru atenție! Aceasta a fost lecția legată de funcții, de graficul unei funcții și ne vom revedea la următoarea lecție unde vom discuta despre funcții liniare vă mulțumesc încă o dată la revedere